Oameni buni, după atâtea povești frumoase, este vremea transformării. Denisa, un mare fan al Claudiei Pavel, ne-a trimis un mesaj pe Facebook la maruta.ro și ne-a spus că vrea să semene cu idolul ei. Noi am făcut cunoștință cu echipa lui Adrian Perjovski și dacă este joi, avem o transformare. Iar dumneavoastră, dacă vreți să semănați cu vreo vedetă anume, puteți să ne scrieți pe mail la maruta.ro sau pe Facebook la Măruță. Denisa are 20 de ani, locuiește în București și este studentă la Facultatea de Comunicare și Relații Publice. Îi place să comunice și să fie în lumina reflectoarelor și și-a dorit mereu să arate ca vedeta ei preferată, Claudia Pavel. Lumea spune că sunt muza ta. Chiar dacă mama ei nu a prea fost de acord cu schimbarea, Denisa a fost sigură pe ea de la început și aștepta cu nerăbdare să-și schimbe culoarea părului. Pentru că sora lui Crim este make-up artist, s-a oferit să o macheze ea pe Denisa. Adevărul este că nimeni nu știe mai bine decât Paula ce machiaj adoptă Claudia zi de zi. Îi voi face un machiaj pe care Claudia îl poartă în aproape în fiecare zi și machiajul pe care, în general, îmi place să-l fac pe clientele mele și pe prietenele mele, pe Claudia, este un machiaj sexy. Uite, stick foundation-ul ăsta îți acoperă foarte bine tenul, știi? Și tenurile cu probleme. Tenul ei trece prin niște schimbări, a avut un ten gras, urmează un tratament și din cauza aceasta i s-a uscat foarte tare. Claudia este artista ta preferată? Oh, mă bucur mult. Mă bucur că are fane așa de înflăcărate. Ce crezi, o să stea bine cu extensii? Bine, păr lung, din câte am înțeles, ai avut, nu? Hai că vedem acum. Ți-a plăcut de Paula cum a lucrat așa cu tine? Fix practică de transformăm, Claudia te-a considerat fix sora ei, nu? Drăguț! Astăzi am pregătit pentru Denisa o ținută casual cu influențe sexy, o ținută monocromatică, all black, o ținută care se inspiră din stilul personal al Claudiei Pavel. Ca să rămână în zona stilistică a Claudiei, ar trebui să puncteze tot timpul, așa cum am spus, în zona aceasta sexy. Bună ziua! Bună, iubita mea frumoasă! Eu sunt Claudia. Denisa. Ești absolut superbă și îmbrăcată ca mine. Denisa? Da. Da. Așa ai tu părul lung și frumos și crezi? Nu. Nu chiar. Mamă, ce treabă bună ați făcut. Și make-up-ul este exact al meu, făcut chiar de surată. Cine mă machează pe mine tot timpul. Ești încântată? Foarte încântată. Mă bucur foarte mult să te cunosc. Și eu. Deși sunt în poziția de persoană publică de mai mult de 18 ani deja, nu te obișnuiești niciodată cu faptul că ai fani, știi, care își doresc să arate ca tine. Este absolut minunat, e măgulitor. Povestește-mi și mie, de când... Nimic, am rămas așa, am și lacrimi în loc, dacă te... Oh, iubita mea! Sunt Iisus, știi că sunt și eu, sunt prima oară, adică îmi cunosc tot timpul prietenii, că nu vreau să le spun fanii la concerte, dar este prima oară când cineva a scris undeva că vrea să arate ca mine și sunt extrem de încântată. Șterge lăcrămioara. Faptul că am cunoscut-o pe Denisa pentru mine este o mare fericire. Sunt, mă simt împlinită și te apreciez enorm și îți mulțumesc că existi. Nu mă așteptam să semăn atât de mult cu ea, să ajung la trăsăturile alea ale ei. Întâlnirea cu Claudia Pavel a fost un șoc pentru că nu mă așteptam să fie aici și a fost și frumos în același timp. Cum ți se pare, Claudia? Mi se pare mai frumoasă în realitate decât la televizor.